Dacă nu ne jucăm puțin la bucătărie, nu prea are haz. Deci nu trebuie să o luăm în tragic. Mai degrabă ne înveselim când gătim, pentru că eu trebuie să recunosc, domnul Crăciunescu, că gătesc într-un fel ca să tratez nevroza, orice o mare mici nevroză de primăvară. Dar la unii continuă și vara și toamna și decât să iei medicamente, decât să te interesezi nu știu unde, stai în bucătărie și te joci cu produsele. Fac o cârnăcior proaspăt, făcut de mine la cetate. Asta e din capră cu puțin porc, dar 3/4 capră. Eu folosesc multă capră, că Oltenia, capra e vaca săracului și acolo e zonă mai săracă, așa. Mie îmi spuneți care, da, domnul Dinescu, dar dacă n-am alergat la capre când eram copil, da, pe acolo, da, prin Oltenia, prin, eu sunt, da, părinții mei sunt din Gorj, uh-huh, pe la Căpreni. Uh-huh. Și în toată vacanța bunicul de avea unde? De, deci, din? Din Căpreni, de Gorj. De Căpreni, deci de la capre. Probabil, dacă nu mă alerga caprele. Da, da. Și caprele, da, de asta nu stau la Buzău, acolo e câmpie, da, multă. Da. Caprele trebuie, ele nu pasc, ele se suie. Capra e mult mai, oaia e proastă, știi? Oaia, capra e tot timpul cu ochii pe sus, să suie și în copac. Ați văzut capra în copac? Noi știu, numai la Salcâm le duceam în general, făceau... Tot timpul e cu... Da, sus se cațără, da, și sunt foarte greu de păzit. Deci o foaie de varză murată în apă de izvor la cetate, că e foarte important, că dacă o murezi aici la București, îi tai nervura asta ușoară. Ca să se plieze, da, mai bine, da, nu? Da. Și am zis, domnule, uneori ca să faci sarmale durează ore în șir, în fine. Și ce fac, de fapt? O să vedeți. Această foaie o călesc în... Călesc foaia și după aia o să înfășor bucățele de cârnat în ea. Eu am prăjit deja înainte câteva. Deci asta este chestia de varză. O înfășurăm, o luăm de aici, de unde e mai moale, așa. Așa. Facem ca o sărmăluță, așa, în... Da? Nu se desface? Nu se desface. Cum? Nu, nu se desface. Desface, că ce facem, de fapt? Nu să le țin la cuptor în... Păi aia nu să le necesite fierb, fierbe multă. O să le fierb în vin. Da, puțin vin, pun și niște roșii. Apropo, ia să pun niște roșii la... Eu fac roșii de asta sherry. Asta e gata. Sardu. Mai o las puțin pe partea asta. Pun câteva roșii la prăjit. E gata asta. Hai să-l dau să guste acolo ceva. Foarte... Că eu fac și ghiudem. Uh-huh. Dar fac ghiudem, ghiudem numai din... Ia de ghiudemul ăla. Ăsta e ghiudemul. De asta nu e. Da. Nu e tot ghiudem? Numai din... din capră și din oaie. Să mor după ghiudem. Uscat la soare. Mi-e așa, da. La soare? La soare, da. Da. Nu se strică. Bunicul meu, eu am învățat să gătesc, da. Mamă, păi are aici, de, bine, are în afară de coriandru și ce, pun și cuișoare. E foarte important. Dacă nu pui mirodei, n-are niciun caz. Da, da, nu. Este excepțional. Deci, da. Peste roșiile alea pun puțin zahăr să se caramelizeze. Așa, deci am tras una, două, trei, patru, facem câteva, experimentăm aici. Bun. La mulți ani. La mulți ani, bine v-am găsit. Deci roșioarele trase puțin în ulei, să-și scoată aroma, da? În tigaia în care am prăjit varza, o punem din nou pe foc și iau puțină slân de asta. Asta e jambon de porc făcut de mine. A stat la sare, mă rog, cu busuiocul, nu știu, și pe urmă a fumat la lemn de prun. Și-l fierb în vin după aia.
Așa, și ia, gustați aici. Mamă, mamă. Da. Deci pun puțin jambon la prăjit. Mamă, ce bun e. Pun câteva roșioare pe lângă el. Așa. Și sărmăluțele pe care o să le mâncăm împreună. Pe lângă ele. Și vom face... Mă numesc sarmale din cârnăcior de capră, da? Cu puțin jambon și cu aia. Și îi punem, e foarte important, vin. Să fiarbă în vin. Micșorez puțin focul. Și așa ia foc. Salut! Așa. Eu mai am obiceiul... Puneți portocală. Pun seamă de portocală, pentru că îi dă o dulceață. Cam asta e. Asta deja putem să spunem că am terminat prima chestie. Ne-am jucat cu ea.